privind actele de stare civilă care optează cu, cu terminul naționalitate în sens de aparență etnică. Spuneți-ne, vă rog, domnule autor, dumneavoastră, ce limbă vorbiți? Nu are nicio relevanță cu proiectul dat. Este scris expres, în limba de stat. Ce limbă avem noi? Limba română. Așa scrie în Constituție? Domnule Țuțu, spuneți-mi, vă rog, ce înseamnă aparență etnică? Dumneavoastră știți foarte bine ce înseamnă asta. La noi, Republica Moldova, sunt... Poftim? Poate este o greșeală, atunci o să excludem. Iată, domnule Țuțu, ce înseamnă a nu cunoaște limba română. Și eu vă sugerez colegial, faceți niște exerciții de lectură înainte de a veni la tribuna centrală. Dragi când colegi, ați chimonosit astăzi o sumedenie de doamna, cuvinte... Ciobanu. În Parlament încercăm să nu dăm lecțiune altuia și fiecare are o anumită pregătire. Ar trebui să revenim la acei 7 ani de acasă. Da, vă țin morală și ar trebui să fiți solidari cu domnul Țuțu sau cu alți colegi care vorbesc mai puțin limba română și să-i ajutăm să vorbească mai bine limba română. Dar nu să facem critici. Constantin Țuțu are 31 de ani și este luptător profesionist de kickboxing, ajungând să cucerească titlul de campion mondial. Faptul că obișnuiește să schimonosească limba română este deja cunoscut, iar el recunoaște asta și spune că totul vine de la faptul că mama sa este vorbitoare de limbă rusă. Ce este legat de abet și de trenirovcă? Probabil toți știm că în Republica Moldova toți oamenii practic vorbesc cu rusisme. Primul antrenor a fost rus și mama ca să vorbește cu rusisme. Țuțu a ajuns în Parlament în anul 2014 fiind membru al Partidului Democrat. Пожалуйста, ваши вопросы задайте мне на русском языке, вы все им хорошо владеете. Eu vorbesc puțin limba de stat. Eu am terminat la cursuri, două cursuri, limba de stat. Я учусь, и язык, конечно, я освою. Но просьба, пожалуйста, обращаться ко мне. Domnul Ghimpă, probabil vrea și dumnealui, în calitate de fost ostaș în armata sovietică, la fel să ne spună, rog frumos. Faptul că eu am făcut serviciu militar în Армата Советика, это был сервичу импус. Поздравляю всех мужчин с этим мужским праздником. Тех, кто служил, и тех, кто не служил. Дамна Хренова, я ваше поздравление принимаю. Хотите сделать туляк чоку моими, как было? Остались депошит регули де феличитерь. Астрекут ла аменинце. Мариан Лупа a început anul 2015 în Parlament cu un gest ce a stârnit discuția aprinse. Дай пинтере unui cal. Faci schi. Ca să vă provoc pe voi, în special pe dumneavoastră. Avea doar 25 de ani de independență. Ultima interpelare din partea doamnei Hrinova. Hrinova, păcă. Da, vreau să-mi spun, cer scuze, eu cu accentul... Уважаемый председатель, моя фамилия Хренова. Doamna Радван, cer scuze, dar am citit în presă că v-ați căsătorit. Dacă este adevărat, vă felicităm. Dacă nu e adevărat, da, vă rog frumos, sigur. Nu este adevărat. Bine. Oricum vă felicităm și vă dorim să vă căsătoriți. Marina Rădvan a fost subiect de glume și înainte de a deveni deputat. În toamna anului 2014, când socialista abia candidat la parlamentare, pe internet au apărut câteva poze în care aceasta apare în ipostaze mai puțin decente. Domnul Munteanu, dumneavoastră, de fapt, încă o dată demonstrați că încercați să îmbrățișați toate domeniile posibile de activitate în această societate. Sunteți specialist și la bomboane și la avioane. Deci, aceea că astăzi deja sunteți specialist în ecologie, eu cred că sunteți fix așa specialist ca și doamna Fusu în pedagogie. Frumos. Desigur, argumente de natură care ar fi incidente pe acest subiect au fost mai puține, au fost doar declarații politice. Din ce cauză v-ați dezis de un procuror european în schimbul pădurarilor europeni? Aș putea să vă răspund pe aceeași notă politică, dar subiectul și tema proiectului este de altă natură.